Bună, dragilor, ce faceți? Astăzi am pregătit pentru voi un clip de haul, pentru că nu am mai făcut de mult unul. De fapt, ultima oară când am făcut un clip de haul a fost chiar în perioada cu Vlogmasul și a costat în produse din acestea de casă, de la Pepco, cred că am trecut și pe la Jisc pe atunci, nu știu, a fost așa o adunătură de lucruri din acestea, decorațiuni de casă, însă de această dată am profitat de reducerile care tot timpul pornesc undeva în jurul, nu știu, datei de 15 ianuarie, ceva de genul, oricum în ianuarie sunt reduceri și atunci am profitat cât am putut și mi-am luat un malder, că nu pot să zic doar câteva haine, mi-am luat un malder de haine, le-am aici pe toate lângă mine, puse în pungi. Le-am luat cam în urmă cu vreo săptămână și un pic, însă le-am lăsat acolo în pungi cu tot cu etichetă și cu toate cele, ca să le vedeți și voi exact așa cum le-am luat și să vedeți și prețurile. Din păcate, eu am nimerit oarecum în perioada de final la reducerilor și nu știu exact dacă o să mai găsiți produsele pe care eu vi le arăt acum, nu știu să vă spun, pentru că în momentul în care am fost eu și atunci nu prea erau atât de multe haine la reduceri, dar am zis totuși să trec pentru că, de ce nu, îmi plac foarte mult hainele la reduceri, cu unii plac, pentru că poți să găsești chiar lucruri foarte faine din colecțiile trecute, chiar și unele din vară, că am mai băgat și lucruri din vară și atunci am mai profit și mai îmi cumpăr. Însă, de această dată am reușit să dau așa spargere în buget și o să vedeți și de ce. În principiu mi-am luat lucruri de la Stradivarius, de la Bershka, Pull&Bear și așa mai departe și mi-am luat și câteva hainuțe de la Stefanel. Pentru că și acolo au fost reduceri și mie mi se pare că hainele de acolo chiar sunt o investiție, că țin foarte mult timp și sunt foarte calitative, însă restul mi-a luat pentru că mi-a plăcut și nu neapărat aveam nevoie, dar mi-a plăcut, înțelegeți voi cum e treaba cu reducerile. Ordinea brandurilor este aleatorie, dar o să încep cu prima pungă care mi-e în cale și aceasta este de la Stradivarius. Aici am mai multe lucrușoare și o să vi le arăt imediat și am și prețurile, tocmai de aceea am păstrat totul intact ca să vedeți și voi exact cât au costat fiecare. O să încep prima și prima dată cu un plovor. Este un plovor bej rozaliu, așa știu că nu se vede pe cameră, se vede un pic chiar gri, cred. Dar este mai scurtuț, îmi place foarte mult materialul și că e așa semi-tricotat, chiar pare super drăguț și are mânecile foarte, foarte lungi, însă aici le pot întoarce dacă vreau să le scurtez, ceea ce mi se pare super mișto și asta e chiar genul de plovor pe care poți să-l porți foarte, foarte fain cu o cămașă pe dedesubt și dă foarte bine. E grosuț, așa, e, mă rog, mai de iarnă, bineînțeles, nu știu de ce, mi-am dat seama că duceam așa oarecum o lipsă de plovore. Bine, am destul de multe, dar nu pe toate le mai port și atunci simțeam nevoia de ceva nou. Iar acesta este unul din plovorele pe care mi le-am luat. Prețul este de 29,90 de lei, redus de la 89,99, deci chiar este super mare reducerea. Iar acesta este în mărimea S și materialul, că chiar vreau să mă uit acum să văd dacă am nimerit ceva ca lumea, aici scrie că este 100% bumbac și chiar se simte super fain, ceea ce mă bucură foarte tare că mi-am luat ceva de calitate la bani puțin. După cum se poate vedea aici, o puțin murdări de fond de ten, dar nu de la mine. Știți foarte bine că atunci când mergeți să probați hăinuțe, le găsiți de regulă plină de fond de ten la gât, dar nu nimic, că se spală. Mai departe, mi-am luat și ceva mai de vară, primăvară-vară, bine, la noi nu prea e primăvară pentru că ați văzut că trece foarte repede de la frig la cald și avem o rochiță care e super pe stilul meu, adică cine a văzut-o a zis clar, asta scrie Roxana pe ea. Ea arată așa, este din material din acesta de denim și este un albastru mai deschis. Cu o mânecuță scurtă, e mai largă, 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 largă și jos are această terminație de volan mai mare.
Ea vine undeva până pe la genunchi, de fapt chiar deasupra genunchiului, însă eu optez să purc o curantalie și o să suflec așa, o să o ridic un pic în sus și atunci o să arate super ok, o să arate așa ca o bluză cu o fustă. Îmi place foarte, foarte mult. Eu am foarte multe rochițe în stilul ăsta și mai ales cu volane și la mâneci și jos și peste tot. Am foarte multe cu volane și am și pulovere cu volane. Îmi plac mult volanele, nu știu. Așa, mi se par drăguțe, mi se pare așa o notă de feminitate. Această rochie este, bineînțeles, în mărimea S, este chiar cea mai mică mărime. Este 100% din fibră lycel. Habar n-am ce este, dar o să mă uit pe etichetă ca să văd exact care e treaba. Din câte se simte, oricum este din denim. A costat 45 de lei 90, redus de la 129,99, ceea ce este super, super fain. Mă bucur mult că am dat de ea și că mi-am găsit și mărimea ca să pot să mi-o achiziționez. Vreau să mă uit un pic la material. Eu n-am apucat să mă uit foarte mult pe ele, recunosc. Le-am cumpărat, le-am mai probat odată ca să fiu sigură că îmi plac într-adevăr și că le păstrez și că nu le returnez. Și după aceea le-am lăsat ca să vi le arăt și vouă. Nu-mi dau seama în momentul de față care este materialul, dar este denim cu siguranță. De se și simte, e super moale, super drăguț. Îmi place foarte mult. Voi ce ziceți? E faină? Faină. Mai departe, de la Stradivarius, ultimul lucru pe care l-am luat este o geantă, nu că aș duce lipsă, dar mi-a plăcut foarte mult. Este această gentuță super drăguță din Animal Print. Mi-a plăcut foarte mult Animal Print și faptul că se simte așa ca o blăniță. Dar nu e blăniță, bineînțeles, este un material sintetic, dar nu mă deranjează, mi se pare că arată super drăguț, așa și cu forma aceasta semi-rotundă, cu torță așa micuță. Este super, super drăgălașă de purtat, nu știu, la orice ținută și îmi place că dă un touch așa foarte nice, adică la mine animal print nu înseamnă neapărat să fii full body animal print absolut deloc, ci așa un touch, o gentuță, o curea, poate o eșarfă, niște pantofi cu puțin animal print, chiar am vrut să-mi iau unii, niște botine, dar erau un pic cam late și am renunțat la ele. Aceasta, din păcate, are un mare, mare, mare defect și anume că nu are toarta aceea mai lungă pe care care mă ajută pe mine să o port pe umăr. Deci nu avea, erau două modele în magazin, niciuna nu avea, nu știu cum au putut să ia toarța asta lungă și să o folosească la altă geantă, probabil, dar mi se pare orice critică. Dar am zis totuși să mă risc să o iau pentru că eu mai am și alte genți, mai multe negre și atunci pot să iau de la alea o toarță care să se potrivească și am rezolvat situația pentru că costa 29,90 de lei, adică 30 de lei pentru o geantă atât de drăgălașă, deci n-ai cum. N-ai cum, mi se pare super drăguță. Și chiar nu aveam nimic în animal print. A fost redusă de la 79,99 și vreau să vă arăt că în interior arată cam așa. Nu are niciun fel de buzunar, nu nimic, deci practic îți arunci toate chestiile în ea și ai terminat treaba. Da, deci super drăguță și asta. Mai departe am de la Bershka, da, de la Bershka, o paporniță și avem așa. Primul și în primul rând, o să încep bineînțeles cu un plovor, pentru că v-am zis că simțeam că duc lipsa de plove. Și l-am pe acesta, care mi-a plăcut foarte mult pattern-ul pe care l-are, foarte, foarte, foarte mult. Este un plover așa oversize și este scurt și pe drept așa, iar mânecile vin foarte, foarte largi, vedeți? Pornesc așa, oarecum, nu știu, nu sunt deloc strâmte, vin foarte largi, după aceea strâmte. Acest plover este în mărimea M, nu am găsit S, dar l-am luat pentru că tot așa îl port cu un tricou lung și larg pe dedesubt alb sau o cămașă și mi se pare super, super drăguț de purtat în combinația asta. Bineînțeles, totul foarte colorat ca și până acum, v-am zis, sau nu știu dacă mă știți și mă urmăriți de mult timp, alb, negru, gri, bej, la mine, viața mea. Acesta a fost 39,90 de la 119,90. Ca materiale, are 63% acrilic, 35% poliester, 2% elastan. Da, ok, dar se simte super, super bine.
se simte aproape ca un bumbac, ca cel de mai devreme pe care vi l-am arătat, se simte foarte similar, place foarte, foarte mult și mă bucur că l-am achiziționat și că este în colecția mea, pentru că mi se pare așa oarecum un plovor nemuritor, adică nu cred că se demodează niciodată. Mi-am luat încă un lucru din denim, tot din denim, din ăsta deschis. De data aceasta este vorba de o pereche de pantaloni în stilul culoți. Sunt aceia care vin la strâmbs pe talie, mă rog, talie înaltă de regulă și după aceea foarte, foarte evazat așa, până la jumătatea gambei. Într-adevăr, este o formă de pantalon care de regulă scurtează piciorul și nu prea avantajează, însă mie nu pasă și îl port. So, eu am multe perechi de genul ăsta, îmi plac foarte mult și sunt foarte comozi, mai ales vara, sunt foarte răcoroși, intră aerul așa pe dedesubt și sunt ușor de purtat, cu tenis și mai ales pentru mine, când mă duc la job-uri de dimineață, iau pe mine un tricou și am terminat, adică e super ușor de purtat. Acestea au costat 39,90 de la 149,99, este o reducere substanțială, zic eu. Materialul 99% bumbac și 1% elastan, dar e un fel, adică se simte oarecum similar cu denimul. Mărimea mea este S, 26, nu este cea mai mică mărime, că aveau și 2XS. Mamă, nu știu cum cine poartă așa ceva, dar, mă rog. De exemplu, scrie, are ce etichetă mică, nu știu dacă o să se poată vedea, scrie culot. Exact ce zicea, modelul de culot. Bun, deci au mini... cum să le zic eu, la astea, volane așa aici, în partea de sus, au șnur acesta în talie, pe mine mă ajută, au și buzunare și vin foarte, foarte evazați în jos. Foarte mișto, îmi plac mult de tot și aceștia. Pentru că mi-am dat seama că îmi lipsește o pereche, de fapt, îmi lipsește din garderoba mea o pereche de pantalon, mă rog, blugi, evazați, dar nu de evazați din aceea de sus, că din aia am, ci strâmți pe picior și de la genunchi să se evazeze exact cum se purta când eram noi mici. Îmi place foarte mult acest stil și mi se pare că e o formă care avantajează pe toată lumea, slabă, mai puțin slabă, mai pulpănoasă, mai... nu contează, te avantajează. În primul rând că îți lungește piciorul, îți face piciorul optic, cel puțin partea de sus, mai slabă. Eu sunt de regulă mai pulponoasă așa în partea de sus, adică am bulane și chiar dacă port skinny jeans, unele modele nu mă avantajează, de regulă port negri, dacă port skinny jeans, adică din aia sunt de sus până jos ca să mă avantajeze, să-mi lungească piciorul, sunt și miniona, na, nu... Nimeni nu este perfect, însă încerc oarecum să păcălesc așa ochii și să port lucruri care mă avantajează. Iar aceștia consider eu că mă avantajează și mi-e plac foarte mult. Aceștia sunt din colecția nouă de la Bershka și am luat pentru că nu se mai putea, erau prea, prea frumoși. Mărimea este 34 și, bineînțeles, 97% bumbac, 3% elastan, că e un blug mai supraelastic. Haideți să vi și arăt. Aceștia sunt nu chiar negri, un negri gri cu talie foarte înaltă, deci talia este extrem de înaltă, au și buzunare la spate. Vin foarte bine, asta pot să vă zic, pe talie, pe fund, pe asta vin foarte bine, apoi strâmbs pe picior și foarte, foarte evazați în partea de jos. Ei erau mult mai lungi, pentru că de regulă pantalonii pentru mine sunt foarte lungi, eu fiind minionă, dar am apucat să-i duc la scurtat. Și pot să-i și port. Chiar ieri am rezolvat chestia asta, am vrut să vi arăt, totuși. Ei sunt tăiați așa, oarecum foarte brut. Nu știu dacă se vede, focusează. Acum. Este tăiat foarte brut și doar cu suțe aici laterale. I-am făcut așa, ca pentru Adidas, că m-am gândit că nu o să stau să-i port cu pantofi și cu astea, că mai am pantaloni pe care pot să-i port în stilul ăsta cu pantofi, dar pe ăștia am vrut să fie așa, oarecum de zi cu zi. Și cam ăștia sunt foarte, 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 foarte drăguți. V-am zis că sunt din colecția nouă, ceea ce înseamnă că au costat mai mult și am dat pe ei, cred că 99 de lei. Da, 99 de lei. Da. Dar mie îmi plac foarte mult și ăștia, deci mă bucur că i-am luat și mă bucur foarte mult că după ce revăd hainele pe care le-am achiziționat, încă îmi plac, ceea ce este un semn bun. Pe lângă acești blugi, eu m-am luat de la Bershka o pereche de blug raiat, tot cu talie înaltă. Tot așa strâmb pe picior și după aia foarte evazat.
O să vă inserez o poză aici, pentru că nu i-am, i-am lăsat la croitor să-i scurteze și aceea, având timp, durează un pic mai mult și chiar nu am să vi arăt. Ei sunt într-o culoare așa de bordo, îmi plac foarte mult, nu am pantaloni în culoarea asta, de fapt nu prea am pantaloni în culori nebune, de regulă, însă mi-au plăcut foarte mult și am zis că n-are rost să-mi iau negri, pentru că negri am deja pe aceia, pe care i-am spus mai devreme, dar ăștia sunt super drăguți și ei, vin foarte bine și pe talii, și pe fund, și pe picioare și după aia se bazează și am făcut tot așa să aibă o lungime pentru tenis, tot așa ca să-i porte zi cu zi. Deci o să vedeți detaliile în poză. Prețul lor cred că a fost undeva la 29,90. Deci cred că am dat 30 de lei pe ei și mă bucur că i-am găsit la reducere pentru că erau undeva la 1 milion când i-am văzut eu și am pus ochii pe ei, dar mă bucur că am așteptat că i-am luat mult mai ieftin. Am ceva și de la Pull&Bear și o să începem, bineînțeles, cu un plovor. Ce credeți? Ați rămas uimite? Nu. Este un plovor gri care e tot așa pătrat, gen mai lărguț, adică nu prea mi-au chestii strâmte în sus, mai rar. Cream care despicătură ceva, nu. E vine pe drept așa, mai scurt în față, mai lung în spate, mânecile normale, pare așa ușor tricotat, ceea ce îmi place. Tot așa să-l port cu un tricou mai lung, vedeți? E fain. Cu un tricou mai lung, cu o cămașă, asta e ce trebuie. Așa, este un stil similar cu ce v-am arătat până acum, tot așa pe drept, mai scurtuț, tocmai ca să port cămașă și să se vadă drăguț. Acesta a costat 29,90 de la 89,90 și este în mărimea S. Materialul este 100% poliester. Asta e, dar se simte ok. Cred că o să țină de cald, e ce trebuie, mie îmi place și, bineînțeles, este gri. O altă super culoare, ca și cele de până acum. V-am dat pe spate, știu. Dar mi se pare că, nu știu, mie mi se pare că pot să-mi asortez mult mai ușor hainele și au viață mult mai lungă și, nu știu, sunt clasice culorile astea, mă rog, non-culorile, să nu zic că sunt culori. Dar uitați că am și ceva colorat, ce credeți? Tot de la Pull&Bear. Am o fustă. Da, i-am luat și eu ceva mai feminin. Am multe fuste. Da, pe care nu prea le mai port, nu știu. Eu sunt mai mult cu pantalonii, cu salopete, cu pantaloni scurți, lungi, da, fuste mai puțin. Sau îmi plac alea, de exemplu, conice, strâmte așa. Le port cu tenis, bineînțeles. Da, atunci trebuie să nu mănânc vreo 3 zile ca să arăt ok. Înțelegeți voi. Anyway, să trecem la subiect. Aceasta este o fustă în mărimea S. Mi-aș fi dorit să fie XS ca să vină un pic mai bine pe talie, dar nu aveau, ceea ce mă face cu gândul că ar trebui să o duc la croitor săptămâna viitoare cum îmi pantalonii și cred că asta voi face, măcar să-mi modifice un pic în talie să vină mai strâmtă. Ea este din 67% bumbac, 31% poliester, 2% elastan și prețul a fost de 19,90 lei, adică un chilipir de la 79,99. Îmi place foarte mult că are o culoare așa de roz, pal, roz prăfuit și cu floricelele acestea foarte micuțe, albe și cu un roz mov. Ce mai îmi place mult este faptul că ea are acest nasturi pe mijloc, însă ei se desfac. Deci, practic, tu poți să o faci cât de crăpată îți dorești. Iar eu am desfăcut până la maximum, cum ar veni, adică 1, 2, 2 nasturi. Că oricum ea, după ultimul nastur, vedeți că mai e crăpată și mai e crăpată și în laterale. Deci, practic, e așa, o fustă mini care vine așa mai lungă și fluflu și mi se pare super, super drăguță, super interesantă și, na, pe mine mă prind culorile, dar nu prea port. Că tot vorbeam de salopete, mi-a luat și o salopetă într-o culoare superbă și de această dată, neagră. Mi-a plăcut foarte mult cum vine și materialul, pare așa, in. Cred că și el, nu-mi dau seama. Deci, o salopetă neagră, partea de sus vine așa, cu bretele, și pe lateral are această parte unde se închide cu acești nasturi care sunt de lemn. Și mi s-a părut super, super drăguț cu ăștia de lemn. Bineînțeles că și acești pantaloni sunt în stilul de culoți. Pentru că, de ce nu? Uitați. Așa, largi, vin strâmți și după aia largi. Mie mi se pare super drăguț cu o curea în talie. Arată bine sau fără, mă rog.
cu un tricou pe dedesubt chiar ar merge, mai port așa, cu un tricou pe dedesubt, arată super drăguț. Prețul a fost de 29,90 de la 79,90 și materialul este 93% viscosă, 7% elastan. Pac, m-a păcălit. Am crezut că este din in, dar se simte foarte, foarte bine materialul ăsta. Chiar se simte bine și pare așa calitativ, adică nu arată ieftin. Știți că sunt unele care arată ieftin, chiar dacă o una. Asta a fost și scump, și scumpe, pardon, au fost și ieftine, dar arată și bine. Mărimea este XS. La Pull&Bear port mai puțin decât la restul, se pare. La Bershka XS deja nici nu mă mai încape. E mult prea mic. Iar 2XS deja e... Așa. Mi-am mai luat ceva de la ei. De data asta un accesoriu de la Pull&Bear, dar asta e din colecția nouă, cred. Habar n-am. Este o eșarfă. Mie mi-a plăcut foarte mult tot un fel de animal print, snake print, ceva. Care se poate purta ori pe cap, ori la coadă, ori la gât, ori ca o curea, ori, nu știu, are foarte multe întrebuiințări și mie mi se pare super versatilă. Eu mai am ceva similar, dar are mai multe culori și atunci de-aia am preferat să o iau și pe asta care e negru și bej și, na, se asorteze super bine. Și cred că o să o folosesc la greu. Poți să o pui și la geanta, asta mi se pare super drăguț. Genul ăsta de lucru depinde cât de lungă e, că mai sunt și din alea variante scurte care să dea așa un touch drăguț. Da, mi se pare super drăguță asta și mă bucur că am luat-o. Cred că a fost undeva la 30 de lei, 40 de lei. Da. Da, merită, zic eu. Nu știu ce material e, probabil tot ceva sintetic, evident, că altceva ce să fie, dar se simte ok și da, e super versatilă, zic eu. Mai am și de la New Yorker ceva. Sincer să fiu, nu cred că am mai intrat în magazinul ăsta de, nu știu, minim 5 ani, de foarte mult timp. La început intram, îmi plăceau, aveau chestii care, mă rog, erau portabile, dar ulterior mi-am dat seama că materialele lor nu sunt grozave și la banii pe care îi dai ar trebui să primești o calitate mai bună, drept urmare, de-aia cumpăr de la, nu știu, Stradivarius, Bershka, Pull&Bear și așa mai departe. Dar am intrat să văd ce au pe acolo și am găsit câte ceva. Și o să încep cu, bineînțeles, nu erau reduceri, dar, mă rog, le-am luat, pentru că aveam nevoie, cel puțin de ceea ce vă arăt acum. Având în vedere că mă duc foarte des la sală, am nevoie de așa ceva, de bustiere, nimic fancy, una neagră, cu spatele așa mai, nu știu, găurit, are un model interesant pe spate. Și asta mi s-a părut un model care e foarte ușor de purtat, că nu e foarte strâmtă, nu te strânge aici jos, că sunt unele care, cel puțin alea, multe de la Nike sau de la astea, sunt foarte strâmte aici și mă taie carne, nu știu, nu-mi plac absolut deloc. Eu mai am bustiere, dar na, știți cum e, transpir foarte des în ele și e bine să le schimb la o anumită perioadă de timp. Iar eu mi-am luat-o pe aceasta și mi se pare super ok. A, nu, asta cred că era la reducere. Da, a fost 24,90, de 25 de lei pe o bustieră, mie mi se pare super ok. Iar ca haine din astea de sală, mie mai place și 4F foarte mult, în special când n-au reduceri, mai găsesc chestii drăguțe, dar de să știți că de multe ori îmi iau de la H&M, de la H&M partea de sport, dar nu au toate magazinele, dar în ăla care au mi se par super drăguțe și chiar calitative pentru banii pe care îi dai și sincer să fiu, chiar nu mi se pare că trebuie să-ți dai toți banii pe articole sportive, să ții mai de la Nike sau de la Adidas. Da, arată fain. Într-adevăr, unele au și o tehnologie din asta de a lăsa corpul să respire și așa mai departe și să zicem că merită, dar pentru pustiere, șosete, tot felul de colan, tot felul de din astea, eu zic că astea sunt super ok. Și mi-am mai luat un hanorac. Pentru că am redevenit, cum să zic, fană hanorace în ultima vreme. Mi-am luat acum ceva timp un hanorac roz, care e mic, adică e, mă rog, XS sau S, dar e lung. Și mie îmi place foarte mult stilul ăsta să fie strâmt așa pe mine, dar lung. Fel de boyfriend, nu știu, hanorac. Și e roz. Și îl port pe ăla într-o veșnicie. Deci când vreau să mă duc, nu știu, și până la colț, îl port pe ăla. Mie e super comod, pac, l-am tras pe mine și e și călduros, e așa comfy. Și am zis că mai am nevoie de unul, tot în stilul ăla, și l-am găsit la New Yorker, ce credeți? De data aceasta pe acest albastru absolut superb. Îmi place foarte mult culoarea asta și mă bucur că nu mi-am luat negru sau gri, cum aveam de gândit inițial, dar am zis, hai să-mi iau ceva colorat, că merge. Vine foarte bine, asta chiar vine mult mai bine pe mine decât celălalt, pentru că vine chiar super strâmt la mâneci, vine chiar până unde trebuie, la mâini.
și este lung, cu buzunar, este modelul clasic și îmi place foarte, foarte mult. Mă bucur că l-am luat, yes! Mărimea este 2XS, ca să, dacă vine să credeți, adică trebuie să-mi iau o mărime super mică ca să vină la mâneci așa cum trebuie, nu vine lung, nu vine, vine perfect, deci e parcă croiei pentru mine. Iar prețul a fost de 69,90. Nu e foarte ieftin, nu e nici foarte scump, dar e ceva ce port oricum tot timpul, mai ales când îl scot pe animal, port haine de genul ăsta, că na, trebuie să fii mai comod îmbrăcată, că îl plimb mult, să țină de cald și ăsta e perfect. Ultimele lucruri pe care am să vi le arăt, promit, sunt de la Stefanel. Am menționat și la începutul clipului că mi-am luat ceva de la Stefanel. Și avem următoarele. Scuze de foșnăit. În primul rând vreau să vă zic că la Stefanel sunt reduceri de 50% și în momentul în care ajungi la casă se mai aplică un discount de, cred că 20% sau ceva de genul, deci o reducere de 70%. Da, sunt scumpe. Eu nu prea am cumpăr de la ei, de multe ori primesc cadou și, mă rog, mă duc să, sau dacă mai primesc ceva, mă să schimb, dacă nu-mi place. Sunt scumpe, multe nu merită, dar unele merită, adică cel puțin alea din cașmirul la lor sunt absolut geniale, foarte mult, foarte mișto, foarte trainice și așa mai departe. Însă știam de reducerile astea și am zis să profit totuși să văd care-i treaba. Și n-am făcut rău pentru că mi-am găsit câteva lucrușoare drăguțe, zic eu. Vă arăt imediat. Avem așa, un plovor, ce credeți, negru. Arată cam așa. Deci, este un plovor negru care, bineînțeles, are și scame, cu mânecile acestea așa semi-volan. Da? Și în partea de jos vine așa mai larg, mai în A. El e mai lung, nu e foarte scurt, dar îmi place foarte mult, că se chiar se mulează foarte bine pe mine. Chiar stă bine, îmi place. Bineînțeles, mi-a plăcut că e negru și că e așa simplu și tot pot să-l pot cu cămăși și cu chestii și asta îmi place, evident. Prețul acestuia a fost de preț, nu știu, stați un pic să văd dacă are aplicată și reduce. A fost destul de scump, a fost 295-300 de lei, mărimea XS. Dar era redus de la, nu mai știu, 500 sau 600, oricum mi se pare mult. Dar odată la 5 ani îmi iau și eu ceva mai de calitate. Ăsta e unul. Mai avem un alt pullover care este într-un bej bumbac, alb bumbac, așa mi se pare, nu e chiar alb-alb, e un alb bumbac. Haideți să vă arăt hârtia, că e mai albă. Vedeți? Mă uit încolo pentru că acolo văd ce filmez și să văd exact dacă a focusat. Bun, acesta este un pullover tot așa cu gâtul un pic mai larg, bărcuță, semi-bărcuță. Mânecile sunt normale. Iar în partea de jos vine o parte mai lungă și o parte mai scurtă, ceea ce mi se pare super, super, super drăguț. Am uitat să zic, primul plovor în XS, ăsta tot XS, deci ăla sunt XS. Tot așa, se mulează foarte bine partea de sus și pe urmă se lărgește în jos și vine o parte mai lungă, o parte mai scurtă. Foarte bine vine și ăsta. Este ușor transparent, ceea ce înseamnă că trebuie să port pe dedesubt urma eu, dar eu cum de regulă port, nu e nicio problemă. Prețul a fost 275, bineînțeles 275... Cred că s-au mai redus 20% din ăsta. Da, și la fel și din cel negru s-au mai redus 20%. Deci ăsta e prețul, reducere cu 50% și până s-au mai redus 20%, ceea ce e super ok. Mă rog, sunt scumpe, nu pot să zic că sunt ieftine, adică cu banii ăștia mai făceam o tură de cumpărături. Dar nu regret că am dat banii. Am uitat să vă zic la primul plovor din ce material este. Ei de regulă au materiale foarte faine. Ăsta este din lână, cel negru. Ceea ce înseamnă că trebuie să am grijă cu spălatul, că să nu rămână mic. Iar acesta bejuliu este din lână. Eu nici mi-am dat seama că nu înțeapă. E o lână mai calitativă. Bănuiesc. Și ultimul plovor, promit, și ultimul de ultimul, este acesta, care asta este preferatul meu. Tot un alb bumbac așa. Foarte fain, cum vine aici sus. Mai semihelancă și mâneca. Uitați cât de drăguțe. Asta vine chiar un pic mai, asta vine un pic mai scurtă, îmi vine așa oarecum 3 sferturi mânecă din aia franțuzească. Și vine, bineînțeles, în A. Așa. Și asta e super drăguț. Love it. Pe asta chiar l-am purtat odată. Am trișat.
Ăsta a fost 375 minus 20%, nu știu, do the math. Dar era redus de la 750, adică, mamă, să dai 750 de lei pe un plovor. Da, fain. V-am zis, odată la câțiva ani, o investiție. Așa, și materialul este la fel, lână. Îmi pare că iau doar lână și cașmir, cred. Și mătase. Numai materiale din astea super fancy, trendy, sensy. Și gata! Asta au fost toate cumpărăturile pe care le-am făcut eu în perioada reducerilor. Sunt câteva, dar eu nu cumpăr haine foarte des, ce-i drept. Adică la nivelul ăsta îmi cumpăr cred că de 2 ori pe an, când e perioada reducerilor. Și nu știu ce mai primesc cadouri sau mă mai duc și mai văd ceva și mai cumpăr. Nu, eu nu cumpăr haine foarte des, adică eu nu sunt genul de om care să-și cumpere lună de lună și mi se pare că e o investiție până la urmă urmei, că sunt doar haine. Și mie personal îmi place să-mi cumpăr lucruri pe care să le port ani și ani de zile și la care să mai adaug câteva itemuri așa mai de sezon. Bineînțeles, care mi se potrivește și care îmi plac. Nu înseamnă că dacă, nu știu, se poartă animal print cu print de zebră și print de bizon, toate trei combinate, că e mare, mare combinație, trebuie să port. Nu, asta nu se întâmplă niciodată. Eu port strict ce mi se potrivește, ce îmi place, ce mă avantajează. Asta e și ideea, să te îmbraci, să te avantajezi și să arăți ok, să nu te facă mică, să nu te facă grasă, să nu te facă nu știu cum, să nu-ți arate burtă, să nu... Știți voi, din asta de ale fetelor. Așa. Bun, deci asta a fost cumpărăturile de hăinuțe. Nu știu când o să mai fac un următor haul de genul ăsta, habar n-am, când or mai fi reduceri, poate prin vară, primăvară, habar n-am, toamnă, nu știu, vom vedea. Însă până atunci asta am sunt de ajuns, pentru că în momentul de față este încă iarnă, ne tot păcălește așa că o să vină primăvara, dar se pare că nu se întâmplă acest lucru absolut deloc. Și îți dă așa senzația că parcă ar fi cald, dar de fapt este super frig și răcești sau faci alte chestii, cum am pățit eu astăzi că m-am trezit cu capul înfundat. Asta este, nu știu dacă vorbesc ciudat sau nazal, este pentru că am capul înfundat din cauza sinusurilor, ceea ce este absolut minunat. Dar trecând de acest aspect, mă bucur că am putut să vă arăt toate lucrurile pe care le-am cumpărat și că ați fost alături de mine pe parcursul acestui clip. Bine, fetelor, asta a fost tot pentru astăzi. Vreau să vă mulțumesc că m-ați urmărit. Să vă invit să vă abonați la canalul meu în cazul în care n-ați făcut-o deja și să apăsați și pe clopoțel pentru a fi notificate în momentul în care urc un clip nou. De asemenea, mă găsiți pe rețelele de socializare pe Facebook și pe Instagram, o să le găsiți la finalul acestui clip. Și dacă v-a plăcut ce ați văzut astăzi, puteți să dați un thumbs up, un share, vă aștept în comentarii ce vreți voi, eu vă aștept cu drag. Vă pup, vă mulțumesc încă o dată, zi faină!